Ce nu te-a făcut?
Așa. Lasă-i pe staia. Lasă-le să-i pui papion. Da. Eu sunt Andrei, mai văd o lumânare așa. Așa, hai lasă-mi nu strângea de tot la gât, așa zi gulere. Ce vrei, care mă strig, aveți răbdare? Pune-mi pahar, Mariu. Da, așa, gânditor. Păi zicea unde mă duceam, nu e dragă. Strânge mai mult la șirete. Mariu. Goale. Da,
ceva, dar să care te le cupăr. Sunt de asta stau ca bățul. Ca așchia. Și mumi. Nu am trebuie. Când mai plânge, gata. Nu în cazan. Unde e să vedem? În numele Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului și al unui a născut Fiului Tău și al Duhului Tău celui Sfânt. Pun mâna mea peste robul Tău acesta, Mario Andrei, care s-a învrednicit. A scăpat către noi, a se păzit sub acoperământul aripilor tale, depărtează de la dânsul înșelăciunea cea veche și îl umple pe el de credința cea întru tine, de nădejde și de dragoste, ca să cunoască că Tu ești unul Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și unul născut este Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt. Dă-i lui să umble în toate poruncile tale și cele plăcute ție să păzească, că de va face omul acesta viu va fi prin trânsele. Scrie-l pe dânsul în cartea vieții tale și împreună cu turma moștenirii tale ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu al Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului Tău celui de viață făcător, să fie ochii Tăi căutând întotdeauna cu milă spre el. Și urechile tale să asculte glasul rugăciunii lui, veselește-l pe el în lucrul mâinilor lui și în tot neamul lui ca să se mărturisească ție închinându-se și slăvind numele Tău cel mare și preanalt, ca să te laude pururea în toate zilele vieții sale, că pe tine te laudă toate puterile cerești. Și a ta este slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și arată-te pe tine, diavole, Domnul cel ce a venit în lume și s-a sărășluit între... ca să suri pe tirania ta și pe oameni să izbăvească. Cel ce pe lemnul crucii a biruit puterile cele potrivnice, soarele întunecându-se și pământul clătinându-se, mormintele deschizându-se și trupurile sfinților sculându-se, care a zdrobit cu moarte pe moarte și a surpat pe cel ce avea stăpânirea morții, adică pe tine, diavole. Jură-te cu numele lui Dumnezeu, care arăta pomul vieții și a rânduit heruvim și sabie de foc ce se întorcea de străjuia. Cutremură-te și te depărtează. Că te jur cu numele aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile mării și a certat viporul vânturilor, a cărui căutătură se ia ca adâncurile și gurează lui topește munții, ca același acum îți poruncește prin noi, teme-te, ieși și te depărtează de la zidirea aceasta. Și să nu te întorci, nici să te ascunzi în el, nici să-l întâmpini pe el, nici să lucrezi împotriva lui, nici noapte, nici ziua, nici dimineața, nici la amiază, ci te duni iadul tău până în ziua cea mare gătită judecății. Teme-te de Dumnezeu, cel ce șade pe heruvim și caută spre adâncuri, de care se cutremură îngerii, arhanghele, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile heruvim cei cu mulți și serafim cei cu câte 6 ani, de care se cutremură cerul, pământul, mare și toate câte sunt în ea. Ieși și te depărtează de la cel însemnat, noul ales ostaș al lui Hristos, Dumnezeul nostru, că te jur cu numele acelui care umblă pe aripile vânturilor și face pe îngerii săi duhuri și pe slugile sale pară de foc. Ieși și te depărtează de la zidirea aceasta cu toată puterea ta și cu toți slujitorii tăi, că s-a preaslăvit numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Dumnezeul cel Sfânt, cel înfricoșător și slăvit, cel ce este în toate lucrurile și în tăria sa neajuns și nepătruns, cel ce mai înainte ți-a rânduit ție, diavole, pedeapsa muncii de veci pe noi nevrednicii robii lui, îți poruncește ție și la toată puterea cea împreună cu tine lucrătoare ca să te depărtezi de la noul însemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Jurul-te dar întru tot viclene și necurate și spurcate și urâte și duhurile străine cu puterea lui Iisus Hristos, care are toată puterea în cer și pe pământ. Cel ce a zis Duhului celui mut și surd, ieși din om și de acum să nu mai intri în trânsul, du-te, cunoaște-ți puterea ta cea deșartă, care nici peste poși n-a avut stăpânirea. Adu-ți aminte de cel ce ți-a poruncit ție, după cererea ta să intri în turma lor. Teme-te de Dumnezeu, cu a cărui poruncă pământul pe ape s-a întărit, de cel ce a zidit cerul și a pus înălțimilor hotar și văilor măsură, de cel ce a pus nisipul hotar mări și în apă mare cărare tare, de cel ce se atinge de munți și ei fumegă, de cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu o haină, de cel ce a întins cerul ca un cort, de cel ce a acoperit cu ape înălțimile lui, de cel ce a așezat pământul pe temelile lui și nu se va clătina în veacul veacului, de cel ce cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ, ieși și te depărtează, de la cel ce se gătește către sfânta luminare, jurul-te cu patima cea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos și cu cinstitul lui trup și sânge și cu venirea lui cea înfricoșătoare, că va veni și nu va zăbovi să judece tot pământul
și pe tine și pe toată puterea cea împreună lucrătoare cu tine să te muncească în ghena focului, dându-te în întunericul cel mai din afară, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge, că puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Savaot, Dumnezeule Israel, Cel ce tămăduiești toată boala și toată neputința, caută spre robul tău acesta, Mario Andrei. Cearcă-l, cercetează și depărtează de el toată lucrarea diavolului. Ceartă duhurile cele necurate și le depărtează și curățește lucrul mâinilor tale. Și lucrând cu gramnica ta lucrare, zdrobește de grab pe satana sub picioarele lui și dă birința asupra lui și asupra duhurilor lui celor necurate. Ca dobândim mila ta să se îmbrâncească de tainele tale cele nemuritoare și cerești. Și ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Cel ce ești, Cel care ai făcut pe om după chipul și după asemănarea ta și ai dat lui putința de a dobândi viața de veci. După aceea căzând prin păcat, nu l-ai trecut cu vederea ce ai rânduit mântuire lumii prin întruparea Hristosului tău însuți, primește în împărăția ta cea cerească și făptura aceasta a ta, pe care ai zbăvit-o din robia vrăjmașului, deschide-i lui ochii gândului ca să strălucească în el lumina Evangheliei tale, însoțește viața lui cu unger de lumină ca să-l izbăvească pe el de toată vântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de amiază și de nălucirile rele. Vă întoarcem și fața acolo. La întrebări pe care de toată trofia lui. Mă lepăd de Satan. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trupia lui. Mă lepăd de Satan. Te lepezi de Satana și de toate lucrările lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trupia lui. Mă lepăd de Satan. Te lepăda de Satana. M-am lepădat de Satan. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satan. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satan. Suflă și răscuipă pe Satana în chipul crucii. Așa de trei ori. Vă întoarceți cu fața către noi. Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Te unești cu Hristos? Și crezi lui? Crezi ca un împărat și Dumnezeu. Părinte, eu nu prea știu. Hai că zic eu și zici după mine. Da? Zic eu și zici după mine. Vină cu afină. Hai, repetați după părinte, da? Nu vă grăbiți. Citești aici? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a totuitorii, Făcătorul cerului și a pământului, văzute tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi, oamenii... Pentru a noastră mântuire s-a pogărit din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru tuturor, pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat. Și a pătimit și s-a îngropat înainte și a înviat. Și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la cerul și așa de iarăși va să vină cu slavă, cu slavă și să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede cele ce împreună este închinat și slăvit. Care a grăit prin proroci într-una sfântă, sobrâncească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce să fie. Amin. Amin. Te-ai unit cu Hristos? M-am unit cu Hristos. Și crezi lui? Cred lui. Ca un împărat și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Te unești cu Hristos, m-am unit cu Hristos. Și crezi lui, crezi lui. Și Dumnezeu. Te unești cu Hristos, m-am unit cu Hristos. Și te închin lui, mă închin Tatălui, zic. Mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Trăimii celei de o ființă. Și nedespărțite. Binecuvântate este Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să se mântuiască de la cunoștința adevărului și să vină acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cheamă pe robul tău Mario Andrei către luminarea ta cea sfântă și îl învrednicește pe dânsul. De acest dar dezbracă-l pe dânsul de cele vechi și îl înnoiește pentru viața de veci și îl umple de puterea Sfântului Duh spre unirea cu Hristos. Ca să nu mai fie el de acum fiul al trupului, ci fiul al împărăției tale, cu bună vrere.
și cu harul unui născufului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul Bunul de Viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Liniște-te după ce trebuie să vă dau afară. Ustacul, ustacul, lasă-l. Ustacul, 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 binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu bucurarea Sfântului Duh, și pentru ca să se trimite harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii celui mai presus de fire, pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, prin venirea Sfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuia la vrăjmașilor văzuți și a celor nevăzuți, și pentru ca vrednic să se facă de împărăția cea nestricăcioasă, cel ce se botează într-o aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru acesta care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea Lui, și pentru ca să se arate Fiul al Luminii și moștenitor al veșnicelor bunătăți, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă El împreună să dispărtași morții și învierii lui Hristos Dumnezeul nostru, și pentru ca să-și păzească El haina botezului și logodirea Duhului neîntinată și fără prihană, în ziua cea înfricoșătoare lui Hristos Dumnezeul nostru, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se facă lui apa aceasta baie nașterii de-a doua spre tare păcatelor și spre îmbrăcăminte de nestricăciune și pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți El și noi de tonecajul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Marești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin! Marești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Că Tu de bunăvoie toate aducându-le dintr-o neființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea, Tu din patru stihii ai așezat făptura cu patru vremii încununa curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine te laudă soarele, pe Tine te slăvește luna. Ție se pleacă stelele, pe Tine te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele.
Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit mare cu nisip, Tu spre răsuflare revărsat aerul, putere îngerești, Ție slujesc și cetele arhanghelilor Ție se închină. Heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi împrejur stând și zburând, de frica slavei Tale cele necuprinse se acoperă. Că Tu, Dumnezeu, fii necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ. Chipul nostru luând într-o asemănare omenească, făcându-te că n-ai răbda, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul. Și ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine. Toată firea omenească ai zbăvit-o, pântecele fecioarele ai sfințit cu nașterea Ta. Toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te arăta că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai petrecut. Tu trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit curgerile Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, Tare iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, Tare iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, Tare iubitorule de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Tău Duh și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii binecuvântarea Iordanului. Popei ai izvor de nestricăciune, har de sfințenie, de plecare, de păcate, vindecare de boli, diavolilor pierire, de putere ce potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească, să fugă de la ea, pisma și zidirii Tale, că am chemat, Doamne, numele Tău cel minunat, slăbit și încăpășător pentru cei potrivniți, să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale, toate superele cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale, toate superele cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale, toate superele cele potrivnice. Amin. Să se depăteze de la noi toate nălucirile cele din văzut și nărătate, să nu se ascundă în apa aceasta lucrul cel întunecarul rău neție, Doamne, nici să te coboare în apa aceasta care se botează Duh Vicleam, care aduce întunecare gândurilor și tulburare cugetului, ci Tu, Stăpâne, toate arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și sufletului, deslegare legăturilor, iertare mărul Sfântului Tău Duh și sporirea cu Dumnezeu Pace, să ia plata chemărășile de sus. Fizați numele cu cei întâi născuți în sus și în cer pentru Tine, Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos. Că Ție se crime toată slava, puterea și ca și închină cea mai bună cu cel pe Domnul și cu Tatăl Părinte. Dar Sfântul și Bun și legat cu Tucătorul Tău Duh, Tatăl și Părinte și întăcii veci și doar. Amin. Aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Așa trebuie. Nu mă întrebe. Se botează robului Dumnezeu, Mario Andrei, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în veci, în veci, Cristos vas votat.
Toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească doar și voi. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mărire-ţie, Doamne, mărire-ţie, Domnului să ne rugăm. Doamne, milă! Cel ce dărui robului Tău izbăvire de păcate prin Sfântul Botez și ai dat lui înnoirea vieții în sus, Stăpâne, Doamne, binevoiește să strălucească pururea lumina feței Tale în inima lui. Apără pavăza credinței lui nebântuită de vrăjmași, păzește întrânsul nespurcată, neîntinată, haina nesîmbrăcată, păstrând întrânsul cu harul Tău nestricată pe cetea cea duhovnicească. Și fii milostiv acestuia și nouă după mulțimea îndurărilor Tale, că s-a binecuvântat să prea săvii prea cinstit numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Să pune, Doamne, Dumnezeul nostru, care prin spălarea botezului dai strălucire cerească celor botezați. Ce fratul Tău, cine liniștează și capul robului sau acestuia, numai puțin, Mario Andrei. Prin mâna mea, pe mâna mea, prin 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 am avut. Ați avut? Și în continuare va primi taina împărtășaniei, se va împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iată, este mare bucurie pentru parohia noastră, pentru că avem copii destul de mulți, putem să zicem. Într-un an avem foarte multe botezuri și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că, din păcate, în zilele noastre, oamenii nu prea mai fac copii, se rezumă la 1, maxim 2, rar care mai fac 3. De aceea este o binecuvântare de la Dumnezeu. Copilul este cel mai mare dar pe care mi-l dă Dumnezeu. Și trebuie să-i mulțumim pentru lucrul acesta. Iată că astăzi spuneam că este o bucurie mare și de aceea trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le face. Rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Maica Domnului, să îi dăruiască sănătate rogului său Mariu Andrei și dumneavoastră, părinților și nașilor, nașii de azi înainte sunteți părinții spirituali și aveți datoria să vă rugați în primul rând pentru el și să vegheați la creșterea, la educația lui și să-i ajutați pe finii dumneavoastră atunci când este nevoie. Amin. Dumnezeu să vă ajute să vă rămâneți, să vă trăiați. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul.
ce doriți, ține semnile și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, va fi viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. I-am făcut la 40 de zile, acum trebuie să-l bisericiți. Da, Doamne ajută! Să-l bisericim și apoi să repărtășim. Nu știu. Să-i bisericești și rog Dumnezeu, Mario Andrei, în numele șansului și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Intrava în casa ta, din amul biserica ta cea sfântă, pentru frica ta, din amul biserica ta cea sfântă, pentru frica ta, din amul biserica ta cea sfântă, pentru frica ta, din Bravo, pune, bravo. Așa, să mai vrem împărtășit. Să mai aduceți, da? Da, cu copii. Da, da? Cu copii. Să vă trească. Să rămână. Aveți parfum acolo, să puteți mai bine. Bă, da și eu. Luca, Luca. Mama are un gust amar pe la ăla, pe la roșu. Cine? Da. Are gust așa. Aici mai facem poze. Aici Florino, venim 5 ani. La ce sunt gata tot. Așa mai smoate. Și o scrabă cu la Mare. Unde se zică vremarul? Maria, unde e Maria? Păi tu crezi că-l păcălești mereu? Hai cum este că dă mort, suge. Nu m-am încă. Da, eu sunt. Să rămân. Da? Să rămân așa din asta. Uite aici, la botez, la... Nu mi s-a lăsat, nu? Nu, nu ți s-a lăsat. E acum... Ok. Dacă nu mă Partea asta? Așa, mă, mai. Așa se pune pe pâine. Și partea asta?
Îl trăiesc în drept. Să-mi trăiască. Odată și-l lăsa acolo să rădice măsa. Hai, lăsa-l acolo să rădice măsa. Hai, mama. El dă destule bani jos și ia și bani și băiat. Hai. Așa. Așa. Hai, lasă-i.